și preacucenici părinți împreună slujitori, iubiților credincioși, ne-a venicit, iată, prea bunul și prea milostivul Dumnezeu și în anul acesta, cu pace, cu bucurie și cu liniște în țară și în suflet, la sfârșitul celor două săptămâni de post și de rugăciune închinat Maicii Domnului, să ajungem la sărbătoarea iubită de noi toți, pe care am sărbătorit-o ieri, și anume adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare. Este o sărbătoare frumoasă, dragă tuturor creștinilor și mai ales nouă românilor, o sărbătoare închinată preacurată Fecioare Născătoare de Dumnezeu și în același timp o sărbătoare care ne aduce aminte de plecarea din lumea aceasta către lumea cea veșnică, a celei care s-a învrednicit să fie Născătoare de Dumnezeu, Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Maica fiecăruia dintre noi. Iată, noi o numim pe Maica Domnului cu acest apelativ frumos, luat din Evanghelia de la Luca, când îi se spune că Fecioara Maria s-a dus în grabă în cetatea lui Zaharia și acolo s-a închinat Elisabetei și Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, a rostit cuvintele: de unde cinste aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Așadar, apelativul acesta de Maica Domnului nu este de la oameni, ci este de la Duhul Sfânt și iată, noi o numim cu acest nume pe Fecioara Maria, pentru că este cu adevărat Maica Domnului, împărăteasa cerului și a pământului, este Maica tuturor năcăjiților, este Maica Bisericii și este Maica fiecăruia dintre noi. Ieri am cântat atât de frumos: într-o naștere Fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare. Adăugând cuvintele frumoase: mutatu-te-ai la viață, pentru că ai fost Maica Vieții, l-ai născut pe Cel care este viața, calea și adevărul, prin excelență pe Mântuitorul Hristos, și cu rugăciunile tale neîncetate acolo, în fața tronului Sfintei Treimi, izbăvești din moarte sufletele noastre. Noi vorbim despre adormirea Maicii Domnului, dar nu este o zi de tristețe, ci este o zi de bucurie, pentru că Fecioara Maria se duce dincolo, în Împărăția Luminii, la Fiul ei, așa cum vedem și în icoană, când Fiul lui Dumnezeu ține în brațe, ca un copilaș, sufletul Fecioarei Maria. Fecioara Maria este întinsă pe pat, plânsă de Sfinții Apostoli și de Sfinții cei care erau în vremea aceea alături de ea. Și Fecioara Maria devine Maică rugătoare dincolo, în fața tronului Preasfintei Treimi. Maica Domnului este gravnic ajutătoare, Maica Domnului este folositoare, Maica Domnului este invocată la fiecare sfântă slujbă și mai ales la sfânta și dumnezeiasca liturghie de către noi credincioși, pentru că știm că acolo în ceruri avem o mamă iubitoare cu inimă de aur, care ne iubește mai mult decât ne-a iubit mama noastră pământească și care se străduiește să ne îndrume pe calea cea bine plăcută și lui Dumnezeu și semenilor noștri. Noi o cinstim pe Maica Domnului prin cultul de supravenerare sau de prea cinstire, pentru că ea este mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Maica Domnului este rugătoare și ne îndeamnă și pe noi să ne rugăm împreună cu ea, împletind rugăciunea noastră cu rugăciunea Maicii Domnului, plânsul nostru cu lacrimile Maicii Domnului, bucuria noastră cu bucuria Maicii Domnului pe care a primit-o la buna vestire de la Arhanghelul Gabriel din cer, pentru ca, într-adevăr, rugăciunile noastre să fie bine primite în fața tronului ceresc și de acolo, din cerul milostivirii, Părintele Luminilor să ne trimită toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Iată, ne aflăm sub lumina binecufăcătoare a praznicului adormirii Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, un praznic, cum spuneam, care a deșteptat toată lumea creștină, pentru că nu numai creștinii ortodoxi au cinstit-o ieri pe Maica Domnului, ci toți creștinii de toate confesiunile, mai puțin cei neoprotestanți, pentru că Maica Domnului este Maica neamului creștinesc. Să o lăudăm și noi pe Maica Domnului, ca să se împlinească cuvintele frumoase pe care ea le-a spus: iată, de acum vor ferici toate neamurile. De ce? Că mi-a făcut mie mărire cel puternic, sfânt să fie numele Lui. Iată, astăzi este o altă sărbătoare locală la noi, la români, și anume sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni, care în secolul al XVIII-lea
au mărturisit în cetatea Sfântului Constantin cel Mare, Constantinopolul de atunci, Istanbulul de astăzi, au mărturisit pentru Hristos și pentru Evanghelia Lui și pentru credința lor neșovăielnică și tare ca și granitul în Mântuitorul Iisus Hristos și-au dat viața și au devenit noi mucenici, fiind canonizați în urmă cu ani de zile de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Române. Un mitropolit grec, Grigorie de Heraclea, le-a făcut Sfinților Martiri un canon, o rugăciune în versuri frumoasă, că dacă un grec a făcut, un străin a făcut lucrul acesta, cu cât mai mult noi românii, din neamul căruia suntem și noi și Sfântul Constantin cel Mare, voievodul, suntem datori să-i lăudăm pe acești noi martiri care au mărturisit cu prețul vieții lor credința adevărată în Domnul nostru Iisus Hristos. Au fost vremuri tulburi. Domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost un om iubitor de cultură, a zidit multe biserici și mănăstiri, între care, la loc de frunte, se află măreața lui Ctitorie de la Horezu, din Munții Vâlcii. A sprijinit bisericile ortodoxe aflate sub dominația otomană, în Orientul apropiat și în Orientul depărtat. A fost un om care s-a îngrijit de românii, frați ortodoxi din Transilvania, ctitorindu-le biserici și mănăstiri, cum este mănăstirea Sâmbăta de Sus, din la poalele Muncilor Făgărașului, dar a fost un om care a stârnit și multă invidie, motiv pentru care a fost pârât la înalta poartă, a fost luat în Joia Mare a Sfintelor Patim, împreună cu fiii săi, cu ginele său sfetnicul Ianache, și dus la cetatea împăratului Constantin, la Constantinopol. Au fost închiși acolo pentru o perioadă în celebra și groaznică închisoare Ediculei, adică 7 turnuri, și cele din urmă au fost judecați și într-o zi de Sfânta Maria, de 15 august, chiar când Domnitorul împlinea 60 de ani și era ziua asociei sale Doamnă Marica, au fost scoși acolo pe malul Bosforului și li s-au tăiat capetele. Înainte de martiriul lor, li s-a propus să renege credința creștină, se treacă la islam, la mahomedanism, și el i-a îmbărbătat pe fiii săi și le-a spus: dacă am pierdut totul în lumea aceasta, să nu ne pierdem și sufletele. Și rând pe rând, începând cu copilașii, ne dăm seama ce dramă a putut trăi Sfântul Constantin Brâncovean, văzând cei 4 fii ai săi decapitați de către păgâni și în cele din urmă și el, iar moaștele lor au fost aruncate în apele învolburate ale Bosporului, au fost pescuite în noaptea de niște pescari creștini, duse în insula Halki, unde au fost îngropate, apoi aduse de Doamna Marica peste ani și ani și îngropate în taină la Biserica Sfântul Gheorghe din București, la kilometru 0, unde se află mormântul Sfântului Constantin până astăzi. Iată ce exemplu avem în neamul nostru românesc de credință, de abnegație, și Sfântul Constantin cu fiii săi și cu sfetnicul Ianache rămân icoane de întruchipat, icoane de întruchipat pe care, iată, și mărturisitorii care au trecut prin temnițele comuniste au arătat-o, dragostea față de neamul nostru românesc și față de Hristos și față de Biserica Lui. Și noi să fim iubitori de cultură ca Sfântul Constantin Brâncovean, în vremurile acestea în care cultura este considerată ca un fel de cenușăreasă a vieții sociale, să fim iubitor de frumusețe, că el a fost un iubitor al frumuseții prin stilul brâncovenesc, care am îmbinat stilul bizantin cu stilul nostru românesc, și să fim și noi mărturisitori ai credinței. Să mărturisim credința noastră prin faptele noastre, prin participarea la Sfânta Biserică și la Sfânta Liturghie. Iată, tot astăzi Biserica face pomenirea aducerii de la Edesa a icoanei nefăcute de mână omenească a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, fragmentul din Evanghelia de la Luca, care s-a citit la Sfânta Liturghie, are o tangență cu această sărbătoare, pentru că Mântuitorul le spune ucenicilor: fericiți sunt ochii voștri, câți dintre împărați ar dori să vadă ceea ce vedeți voi, adică chipul
Tatălui în persoana Mântuitorului Iisus Hristos și să audă cele ce vedeți, auziți voi. Iată, fiecare dintre noi trebuie să devenim o icoană, pentru că noi suntem zilici după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Chipul este dat din creație, iar asemănarea se câștigă prin credință, har și fapte bune, adică prin dobândirea mântuirii. Noi ne închinăm prea curatului chip al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și îl rugăm pe Mântuitorul de fiecare dată să strălucească în inimile noastre lumina Lui, în așa fel încât și chipul nostru să fie o icoană, chipul nostru să fie o icoană pentru noi, în primul rând, pentru semenii noștri, pentru că spune atât de frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, că privind chipul aproape lui nostru, mai ales acelui care se află în suferință, noi trebuie să vedem chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne bucurăm așadar că suntem împreună astăzi, a doua zi după praznicul Sfintei Marii, la această nouă mănăstire de la Văcărești Noi, pentru că este o mănăstire care se construiește aici frumos, prin strădania oamenilor de bine și în același timp o mănăstire care ne aduce aminte de o altă mare mănăstire din București, Văcărești Vechi, care din păcate a fost demolată înainte de Revoluție cu câțiva ani. Era considerată mănăstirea Văcărești Vechi cel mai mare ansamblu neoromânesc post-bizantin din sud-estul Europei. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu că Duhul mănăstirii de acolo va veni aici și peste ani și ani ctitoria lui Mavrocordan se va resimți pe deplin restaurată aici și Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Brâncoveni și ale tuturor Sfinților, se va milostivi pentru toți cei care, cu credință, cu evlavie, vor trece pragul și vor cere milă și ajutor de la Dumnezeu. Să ne bucurăm așadar că suntem împreună, să rugăm pe Sfinții Brâncoveni să ne ocrotească cu Sfintele lor rugăciuni, să ne întărească în credință, nădejde și dragoste, iar Maica Domnului să ne ocrotească cu cinstitul ei omofor și noi să o rugăm pe Fecioara Maria, cum facem de fiecare dată în rugăciunile noastre, zicând: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de daruri, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul mântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi și pentru neamul nostru românesc și creștinesc, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.